Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Cineva se joacă niște Doom. Se joacă Doom pe noul Philips Evnia. Este Philips Evnia versiunea 7000. Sunt 3 serii: 5000, 7000, 8000. În cazul de față avem de-a face cu un panou mini LED. Au lăsat OLED-ul pentru varianta 8000. Iar Philips, în această gamă Evnia, nu a inclus doar monitoare, precum acesta de aici, ci și tastaturi mecanice, mouse, cum este acest Evnia 7000 Gaming Mouse, și în același timp și căști. Toate în noua gamă Evnia. Bun, hai să vă zic care e treaba cu acest monitor. Monitorul este cheie aici, este un monitor, hai să vedem, multe specs. 34 de inch, mini LED. Așa cum stă scris pe această pancartă. Ok, rezoluție undeva între 2K și 4K HDR, 165 de Hz. Foarte impresionant, arată Doom pe el bestial. Diagonală mare, panou imersiv, evident curbat, cum șade bine. Iar atunci când a creat produsele astea, Philips a gândit așa. Oamenii de design au văzut că sunt foarte multe designuri angulare și agresive. Au vrut să facă ceva și pentru publicul feminin, deoarece publicul feminin reprezintă cam 40% din totalul de gamer, dacă nu chiar mai mult. De aceea o să vedeți niște curbe subtile, niște feminitate în plus, niște nuanțe mai deschise, atât la nivel de tastaturi, care apropo sunt iluminate RGB și au switch-uri din acelea care rezistă la scandal, plus acest palm rest generos, cât și la căști și la mouse, și au scos și mousepad-uri. Asta este noua serie Evnia de la Philips. Evnia vine din greacă și înseamnă ceva de gen ceva pentru toată lumea sau ceva ubicu. Clar e faptul că Philips a pus serios pe treabă în zona de monitoare. Acum au și OLED, au și mini LED, au și Quantum Dot OLED și treaba cu perifericele e un segment complet nou pentru compania asta. Aici o să se bată cu Logitech, o să se bată cu Razer, o să se bată cu HyperX și multe, multe altele. Dar hai să mai lăsăm pe domnul ăsta să mai facă niște fraguri frumoase pentru noi.